Acum că v-am destins un pic, de fiecare dată vedeți că apare altă dimensiune tratarea problemei. Da? În clipa în care spune problema coborârii omului pe lună, dacă a apărut și dimensiunea informării, dezinformării și jocurilor politice, deja lucrurile încep să se lege de ceva. Jocuri politice care au vrut să scoată în evidență una alta. Corect? Deci informațiile se leagă de ceva, se leagă doar de o direcție. Dacă le găsești direcția corectă, au rol și rost. Dar vizia de ce spune dumneavoastră, locurile politice până am ajuns ca oamenii să ajungă pe Romă, totuși s-a apărut un contraargument, anume un salon de sfințe român, a spus că nu, oamenii nu au ajuns pe Romă, că pe Romă nu este vânt, iar platul... Da, asta se știe, da, că flutura nu știu care este. Politica a impus o idee care a fost sau nu reală, sau... Bine, și asta este o problemă interesantă, modul în care, la un moment dat, o anumită informație difuzează pe foarte multe direcții. Informația ți-a venit pe o direcție, dar după care explodează în foarte multe alte direcții și ridică o grămadă de semne de întrebare. Ține tot de gândirea critică. Nu neapărat trebuie să fie informația închisă. Pe gândire critică, când citești ceva și ți-ai pus o întrebare, întrebarea poate fi o temă deschisă. Și poate rămâne ca o temă deschisă. Informațiile care vin mai departe și se așează pe întrebările pe care ți le-ai pus, automat le prinzi pentru că ai definit întrebarea. Aici este marele secret în învățare. Dacă eu mi-am pus întrebări când am citit ceva și am încercat să corelez deschizând niște căi în care nu am destulă informație, dar mi-am prefigurat respectiva informație întrebând ceva corect, eu din context citesc pe diagonală. Mi-a sărit în ochi ceva. Imediat se așează. De ce? Pentru că eu am întrebările deschise. Și asta este una dintre cele mai importante tehnici de creștere a capacității intelectuale a cuiva. Nu înveți cu întrebări și definiții și informații închise, ci deschise. Învăț raționând pe gândire critică. Nu criticistă, ci critică analitică. În permanență îmi pun întrebări. Nu în permanență îmi găsesc răspunsuri. Nu știu, dar putem cerceta. La un moment dat îmi apare de undeva un clou. Și atunci informația respectivă se leagă de context. E o upgradare permanentă pentru că rămâi cu ferestrele deschise pe orizontul tale de interes pe care ți l-ai configurat. Ok? Și vedeți că aici am ajuns exact la reversul medaliei. Începutul a fost cu reacțiile viscerale de negare. Cum tratăm reacțiile viscerale de negare? Deschizând, nu închizând. Deschizând ferestre. Deschid ferestre pe gândire critică către direcții în care nu am destulă informație, dar în care potențial informația poate exista și poate să-mi aducă o înțelegere mai profundă. Dacă eu mi-am configurat direcția, mai departe orice informație care se leagă se așează unde trebuie. Și atunci știu. Deci știu fără să mă gândesc, fără să fac analize de situație. Mintea lucrează singură. Și firar să fie chiar lucrează. Lucrează extrem de bine. Și foarte eficient. Da? Se cristalizează informația. Da, vă dați seama că aici faci surfing pe informație. Aici poți să faci studii foarte profunde, dar dacă te mărginești numai pe o singură pătrățică și pierzi conturul general, pierzi direcțiile, pierzi orizonturile, capeți după o vreme reacții viscerale. Intri în contradicție. Pentru că, așa cum ați văzut pe modelul uman, la fiecare iterare a modelului uman, ai altă direcție de apreciere a omului. Am avut omul apreciat ca sistem de mecanism de forță, am avut om acționat ca sistem hidraulic, om apreciat ca sistem electronic, om apreciat ca sistem informatic. Ce vine în continuare? Cibernetic. Energetic, poate, pe amprentă energetică și mai departe. Deci, cine știe? În continuare avem, oricum, alte direcții de apreciere.
O direcție de apreciere care a fost prea multă vreme consumată îți produce reacție viscerală. Nimeni nu cred că în momentul actual ar mai putea să judece omul ca fiind o ființă mecanică, un robot. Când, cum era cu, apropo, cu tratarea omului taxonomic? Ce fel de reacție a trezit? Visceral negativă. S-a defectat lampa aia și atunci, nu știu cum, s-a defectat dioda aia și nu știu cum. Și ce fel de senzație a provocat? De frică în fața informației respective, care era aberantă. Era pe un model aberant. Da, era pe un model aberant. Da. Am putea spune atunci, apropo de gândirea critică, că de fapt cea mai mare hibă a învățământului nostru, cel puțin, este strivirea gândirii critice, exact. Și inexistența ei totală. Exact. Exact. Și din cauza asta învățământul nostru creează generații de frustrații. Și creează generații de oameni inadaptați social și care au atâtea probleme. Noi ne uităm pe stradă și ne mirăm, copiii aia în jură sau se poartă urât sau nu știu cum Dumnezeu. Dar sunt, uitați-vă la părinți, uitați-vă că de fapt asta se perpetuează printr-un model greșit. Printr-un model totalmente greșit. Da, e adevărat. E foarte adevărat. Deci, haideți să ne uităm totuși că și dumneavoastră ați fost crescuți într-un model greșit. Și atunci va trebui să vă reconfigurați harta mentală. Să vă deschideți. De-aia vă aduc atâtea informații laterale din toate domeniile, din toate părțile. Reconsiderați-vă orizonturile. Ăsta este marele succes în învățare. Până la urmă, înveți ca să crești, să evoluezi. Îți reconsideri orizonturile. Ieși din nuca în care te-a închis sistemul. Dar evoluția în sine nu îți reconfigurează harta mentală, că evoluezi, acumulezi noi informații, te schimbă dimensiunea problemelor. Până la un punct. Acumulezi un număr de informații, dar dacă orizontul tău este închis, la un moment dat îți configurezi o nuca ta în care trăiești și pe care nu o spargi niciodată și intri pe sistemul reducționist. Ăsta este modelul care s-a practicat cu foarte mult succes la americani. Devii specialist pe o foarte mică zonă și n-ai niciun fel de perspectivă. Dar nu este un model emancipator. Americanii nu strălucesc prin inteligență în general. Dar am citit despre treaba asta și s-a ajuns la concluzia asta și se va ajunge probabil serii pentru nevoia de control. Deci ei vor să controleze în așa fel oameni încât un om să nu poată să prea face... Exact. Exact. Învățământul industrial, cum a fost conceput, a fost conceput chiar pe nevoia de control. Și acum, dacă judecăm istoric, e de înțeles, a fost un popor cu un grad foarte mare de migrație, câte inteligențe libere puteai să ai într-un popor ca să fie și guvernabil și cu care vinea din toate colțurile și mai departe. Deci eu nu neg, cum să spun, ceea ce ar fi decizia politică de a influența populația, dar pentru societate lucrurile au mers. America e o țară bogată, ordonată și mai departe. Pentru individ însă, paradoxal, lucrurile n-au mai mers. Dar diversitatea nu a îmbogățit fondul genetic? Nu în melting pot. Deci în modelul melting pot american, deci care e castronul cu salată din toate fructele, asta este melting pot. În care totul se amestecă acolo și dă un gust compozit. Ăsta a fost un model urmărit cu multă asiduitate de către politica americană, care a fost valabil o perioadă de timp, acum nu mai valabil. Deja creează probleme. Probleme mari. Și problema este la nivel individual, nu social. Social îți vine poșta la timp, autobuzul îți vine exact când e momentul, salariul îți acoperă nevoile și așa mai departe. E o condiționare. Da, exact. E un model. E un model. Și pe ăsta îl putem judeca critic, nu criticist. În momentul în care citim o informație, informația respectivă trebuie să ne deschidă perspective, nu să ne închidă perspective. Judecând critic un model social, vedem bine că modelul american e derivat dintr-un model care a plecat dintr-o școală germană la început,
că modelul de învățământ actual e plecat și ăla din școala lui Pestalozzi, care s-a făcut prima oară în Austria, că au o rădăcină dată, atât capitalismul american cât și comunismul sunt două variante dintr-o aceeași rădăcină scoasă în secolul XVIII, că etică. Deci, îți iei distanța. Nu poți trata problema creindu-ți reacții viscerale, adică firea ți-ai dracu de american nenorociților, voi sunteți stâmpiți și ne faceți nouă viața amară și chinuiți acolo vieții iracheni și ne provocați probleme ale globalizării, pentru că sunt niște oameni și aia, că alți oameni au suferit și ei o grămadă de lucruri, n-ai cum să-i... trebuie să vezi lucrurile în ansamblul lor, să le vezi în critic, privit critic în integralitatea fenomenului, trebuie să-ți deschizi mintea pentru integralitate. Aici e toată... aici e toată problema. Puteți să mai dezvoltați un pic cum comentați adinaur, dacă privim în istorie sau detașarea adinaur, deci gândirea aceasta detașă. Da. Ieri am avut o discuție cu o profesoară de matematică care îmi spunea: domn profesor, eu nu înțeleg cum aș putea să trezesc interesul copiilor atunci când, de exemplu, le predau teorema înălțimii. Că teorema înălțimii e seacă. Nu are nimic. Și eu aud și nu țin minte. Fac dintr-o dată reacție negativă. Și am explicat profesoarei: păi, doamnă, uitați-vă, teorema înălțimii, de fapt, a fost scoasă pe vremea lui Pitagora, în clipa în care s-a găsit prima oară că radicalii sunt numere iraționale. Și cum a descoperit? Păi uite, a găsit ce înseamnă, de exemplu, radical din 2 ca lungime, deși nu poți să măsori radical din 2 fiind 1,414, nu știu ce, are nenumărate decimale. N-ai cum să dai exact. Totuși a găsit o metodă. Care era metoda? A luat un cerc, a luat un diametru, a făcut un triunghi dreptunghic care avea diametru drept ipotenuză, a coborât înălțimea și atunci, dacă ăsta are, de exemplu, distanța de la picior înălțimii la un vârf e 1, iar distanța de la picior înălțimii la celălalt vârf e 7, atunci înălțimea asta este radical din 7. E radical din 1 ori 7. Pentru că teorema înălțimii ne spune asta. Și ăsta a fost un mare secret istoric, pentru că ei n-au vrut ca oamenii să știe despre faptul că radicalii nu sunt raționali. Și a fost o întreagă legendă aici cu unul care l-a spus, apărât și l-a lovit Zeus când vrea să fugă în Asia Mică într-o barcă. Și uite, așa zice legenda. A, domn profesor, de nu știam astea. Păi da, dar uite, vezi, am deschis o hartă istorică. Cum a apărut, în ce situație a apărut, pe ce fond cultural a apărut, pe ce fond ideologic, că ei credeau că zeii și restul se leagă de numerele naturale și de numerele raționale. Și uite cum treaba asta au considerat pitagoreicii că ar fi atât de toxică încât se temeau să nu decadă sistemul politic și ceea ce s-a și întâmplat, pentru că după aia au cucerit puterea romanii, că nu știu ce. Păi, domn profesor, cât timp mi-ar lua mie să explic asta? Păi v-ar lua 10 minute. Cât timp voia să explicați altfel ca să și înțeleagă copiii, să fie și interesați? Păi nu știu, încerc de vreo 3 săptămâni și nu reușesc. Vedeți ce înseamnă deschiderea de orizonturi pe lateral și critic?